o să pun o întrebare și trebuie să răspundeți. Și ce? În același timp? Nu, nu în același timp. Dar cine răspunde? Păi poate ne luăm unul după altul. Scrie pe telefon? Nu. Ba da, scrie pe telefon. Scrie pe telefon? Da, da, da. Stai să mă bine. Scrieți pe Instagram, la stories. Da. Hai. Bă, dar nu ies din cadru cu capul? Nu. Ia stai drept, stai drept, drept, drept. Ești perfect. Eu mă văd aici? Nu cred. Da, te vezi. Sau nu, nu scriem pe telefon, zic 3, 2, 1 și atunci răspundeți amândoi deodată. Ok. Hai, cum vrei. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest vlog suntem alături de Bianca și de Vlad. Vom face un cine vă cunoaște mai bine. O să vă pun câteva întrebări și trebuie să răspundeți amândoi. În același timp? În același timp, la 3, 2, 1 și bam, răspuns. Ce credeți că câștigă? Cred că eu o să câștig. E slab. E slab. Trash talk. Mai via. Și lăsați acum în secțiunea de comentarii cine crezi că va câștiga. Ok, haideți să începem cu prima întrebare. Cum sunt fie așa grele? Nu, mă, sunt basic, chiar sunt ok. Da? Da. Sunteți gata? Când este ziua? Când este ziua mea? Am de același timp sau 17 iunie? Bă, dar de ce este așa repede? Trebuie să mă gândesc și eu un pic. E bine, asta este, are un punct. Wow, asta a venit să mă distrug aici. Următoarea întrebare, mâncarea mea preferată. Burger. E una din ele. Burger și pizza. Trebuia... Iau jumătate de punct, nu? Ai, da, bine, ai jumătate de punct. Iau jumătate de punct. Da, burger și pizza, da. Hai, mașina mea preferată și ce aș vrea să-mi iau? Primul sau eu? Că vrei un merțan? Da. E bine până aici. Dar ce fel de merțan? E sau scupe? E sau scupe, da. Hai mă frate, ce faci? Bă, dar nu vin... Oribil. Ai pierzi aici la challenge-ul ăsta? Gata, gata, sunt traiar. Sunt traiar de acum, lăsați-mă. Hai. A patra întrebare, crush-ul vieții mele, băi frate, efectiv, toată viața mea și încă am... Bianca Stoian. Nu? Mă, un crush la care nu aș putea să ajung sau nu pot ajunge. Bianca Stoian, tu privești. Vrei să dau un hint? Că sunt două persoane. Să dau un hint, dacă vrei. Fete, normal. Nu! Da, vreau un hint. Ariana Grande. Și celălalt îl zic eu? Care-i hintul? Ai zis direct! Zic eu! Și vrei să dau un hint? Da! Ariana Grande. E frumoasă rău de tot, gen. Zău! Credeam că îi place de vreo urâtă. Ascultă-mă! Și gen a fost pe TikTok-ul ăsta că ar avea operații estetice și aici că nu. Și cred că are, da. Chiar cred că are. Și eu cred că are. Ai un frate, nu știi? Am un frate că era... Bă, dar pierde rău de tot om, adică... Madison Beer. Madison Beer. N-am auzit nimic de Madison Beer. E frumoasă, da. Chiar e super frumoasă. N-ai cum să nu placi pe Madison Beer, frate, adică... E overrated. Nu. Uite, frate, și am o susține, ești nebun. Ok, hai, următoarea întrebare. Top 3 artiști pe care îi ascult mai mereu. Drake? Top 3, top 3. Justin Bieber? Da, unul. The Weeknd și altul, nu știu. Bryson Tyler? Nu, mai încercați. Hai că ți-a zis ea pe primii doi. Ceva frate, ascult cu tine mereu. Mai că... Din China? Yes. Cineva din China. Nu știu, chiar nu știu. Nu știi? Nici tu nu știi? Mamă, nu las niciun punct. Cum adică am zis 2 din 3? Bine, ia Bianca jumate de punct. Nu. A zis Justin Bieber. Vreau să zic Shawn Mendes, dar nu, n-are nicio treabă. Nu, n-are nicio treabă Shawn Mendes. Mendes. Hai, mai aveți 3 secunde. 1... Chris Brown. Bine! Oh, da, zic. Uite, jumate-jumate asta de data asta, pare rău. Eu am luat jumate pentru un răspuns, tu jumate pentru două. Da, pe bune! Aoleu, frate! Nu, așa. Hai că nu pun niciun punct la niciun, hai! Și cum vine asta? Păi pic eu prost după. Bă, alo, stai liniștit! Cu alte întrebare suntem? Suntem, urmează a șasea. Și fii atent, ai pierdut din prima, Mihai! Cine-i Mihai? Ce sport am făcut când eram mic? Basket. Ești slab. Ce?
Zlatiș Svabra. Fotbal, dar gen ai făcut 2-3 ani. Da, 2-3 ani am făcut. Eu uite băi frate, bă, nu știi nimic. Te-am luat degeaba. Băi, eu nu știu ce caut aici. Chiar nu știu ce caut aici. Da, în fine, ai, frate, oricum ai pierdut deja. De, mai are rău să continuăm, adică am pierdut deja. Păi ai pierdut deja, are vreo 5-6 puncte înaintea ta. Nu, fii atent, la ultima întrebare, ultima întrebare e de 10 puncte. Da, bravo! Cine nimerește ultima întrebare, ia tot challenge. Bine, mă, și dacă ghicim amândoi? Oricum te-am luăm amândoi, nu mai bătut. Da, da. O să vezi. Bine, hai. A 7-a întrebare, când m-am apucat de vlog? 2017. Nu. 16. 17 ani. Da. 2016. Da, 2016 la 17 ani. A zis ea 7. Nu știu, frate. Amândoi. Hai, amândoi ați luat punctul ăsta. Trebuie că meargă de la mine. Ce mă îmbrac cel mai des? Gen firmă, nu? Da. Nike. Bă, tu stai pe gândul de asta, mă, frate, nu vezi e ce sunt. Supărat. Am chiar și maletă. Ce e asta? E supărat? E supărat. E supărat sau gelos? Eu bine zic gelos, că supărat, nu, nu. Frate, de unde ai toate vorbele astea? Doamne, băi, nu știu, maricica. Nu știu, maricica. Nu mai place de tine, îmi place de Gabine, poțul. Wow. I love you, Eddie. I love you, Eddie. Numai eu sunt pe lângă aici. Bă, dar mi-a apărut pe TikTok și cine arată acum. E forță femeia acum. Da, crescut, da, parcă arată bine. Cu machiaj și aini, tainu, cu machiaj de școală. Am văzut și pe aia, da. Aia nu prea să schimbă. Băi, mai bine. Sunt machiaj de... Yummy. Shut up, yeah. Ok, și ultima întrebare din acest vlog, ia s-au zic, care pot să zic că va fi câștigătoare am. Să e o întrebare de 10 puncte. Să nu lăsăm pe, să nu ne supărăm pe Vlad. Eu ți-am zis că e slab. Câte iubite am avut? 2. Gen, relații serioase sau? Da, relații serioase. 3. Bă, a zis la același. Nu, cred că am zis cu o milisecundă înainte. Nu, n-ai zis cu o milisecundă înainte. Replay de acest în secunda asta. Cu slow motion. În primul rând ai zis prima dată greșit. Ok, o să închem acest vlog aici. Să se certe. În orice caz, mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog. Dați acolo mai jos un like, un share, un subscribe. Subscribe la Vlad Munteanu, un follow la Bianca Stoian. Să nu uitați că e slab. Și nu am zis pe data viitoare.